Ora 17, sunt Ioana Constantin, începe a treia oră de politica zilei. Vă mulțumesc foarte mult că ați rămas aici pe B1 TV. Discutăm despre ultimele sondaje, nu doar de la Capitală, ci și de la europarlamentare. Doar 7% despart Dreapta Unită, USR, PMP și Forța Dreptei de coaliția PSD și PNL la europarlamentare. O să discutăm însă și despre acest circ bine organizat de la Capitală, atacuri suburbane ale unora dintre candidați. Nicușor Dan, în continuare, în majoritatea sondajelor este pe primul loc, însă sunt sondaje care arată o diferență foarte mare între Piedone și restul candidaților. Sigur, primăria lui Piedone e un fel de afacere de familie și de partid, pentru că am văzut ce contracte se dau acolo. O să discutăm imediat cu liderul USR, Cătălin Drulă. Tot ora aceasta discutăm și despre inflație, prețurile ridicate la alimente, dar și despre numărul caselor din România unde nu există curent electric. Sunt aproape 4500 de copii în România care locuiesc în case fără electricitate. Și mai târziu în emisiune o să vedeți cum DNA consideră prea blândă pedeapsa de 3 ani cu suspendare pentru socrii lui Cătălin Cherecheș. Vă aduceți aminte celebrele platouri de prăjituri cu care doreau să mituiască o judecătoare? Nu erau simple platouri, ci conțineau mită pentru judecătoare. Începem! Pentru începutul orei, invitatul meu și al dumneavoastră este Cătălin Drulă, președintele USR, Dreapta Unită. Bun găsit, mulțumesc foarte mult! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație, Ioana Constantin! Mă întrebam sau ne întrebam dacă ai semnal, pentru că am aflat de la domnul Grindeanu că voi useriștii cărați urși prin păduri și m-am gândit să nu fi cumva prin vreo pădure cărând urși ca domnul Grindeanu să nu poată construi autostrăzi. Da, am ieșit un pic din zona asta, acum trecem pe lupi, mistreți, dar cred că despre asta putem să vorbim la emisiunea colegilor Săi Bună România, că acolo e mai mult despre și o parte de amuzament față de hazul de necaz, față de politica de zi cu zi. Ce să spun, domnul Grindeanu, un om care nu e stare să livreze proiectele de infrastructură pe care le-am pus în PNRR. Și știți foarte bine că PSD-iștii au obiceiul ăsta, când dau de propria neputință și când nu mai pot să acopere dimensiunea dezastrului în administrație sau în guvernare, încep să se războiască cu opoziția și pe aia care i-au ajutat și le-au lăsat bani, că i-am lăsat 300 de milioane de euro pentru proiectul cu pricina de la Dedeva și Lugoi și 3 miliarde pentru A7. Ce să zic, când devine că l-am pus la muncă, că i-am lăsat proiectul scris, banii, licitații și tot ce trebuie. Asta e PSD-ul, dar asta știm. Da, oricum, asta e nivelul dezbaterii în această campanie electorală, am văzut și la Capitală. Până acolo însă avem un sondaj pentru europarlamentare, Atlas Intel, în care PSD și PNL, coaliția care se aștepta să facă cel puțin 50 și ceva la sută, are puțin peste 31%, urmată de Dreapta Unită, USR, PMP și Forța Dreptei cu 24% și AUR aproape la 20%. Cum vedeți voi acest sondaj, plecând și de la motivul pentru care ei s-au constituit, o coaliție anti-extremism care va lua peste 50% pentru stabilitate? Pe mine nu mă surprinde deloc, pentru că mergem în țară în aceste zile. Din ultimele 8 zile, 7 am fost într-unul din județele României. Fie din Oltenia, fie din Ardeal, Banat, săptămâna viitoare suntem în Moldova și discutăm cu oamenii de acolo. Cu oameni simpli, cu oameni de afaceri, cu oameni pe stradă și respingerea acestei guvernări PSD Galben Roșu, că de fapt asta e furia oamenilor foarte mare, că au fost păcăliți, că li s-a spus, veniți la vot, votați-mă pe mine, Iohannis, votați partidul meu, PNL-ul, ca să scăpăm de PSD, și acum s-au trezit cu același lucru, ba mai mult, cu acest plan de a guverna 10 ani ca să nu mai există democrație în România. Și este o respingere foarte mare la nivelul populației și în același timp oamenii ne încurajează. Ne sprijină, ne spun că e foarte bine că am făcut alianța Dreapta Unită, că am strâns forțele care se opun PSD-ismului pe partea dreaptă, că România are o nevoie de o alternativă la stânga comasată PSD-PNL și ne cer să nu renunțăm și să nu cedăm. Ori când văd cifrele astea, pe mine nu mă surprind, pentru că toată povestea asta, cumva că românii ar merge așa, colonați, ca hipnotizați, să susțină pe Ciolacu și pe Ciucă, care n-au adus decât scumpiri,
sărăcie, cea mai mare inflație din Uniunea Europeană, împrumuturi peste împrumuturi. Unde se duce acel 1 miliard de lei pe zi, 200 de miliarde de lei pe an? Unde se duc banii ăștia? Pentru că la apărare, da, nu se duc. Că acolo am văzut că anul trecut că doar 1,6% din PIB, nu ne-am atins ținta. Deși marele Klaus Iohannis vrea să meargă la NATO, noi nici măcar nu cheltuim cei 2%. Pentru oameni în proiecte de infrastructură vedem că nu merg, că sunt blocate. Iar Grindeanu începe cu explicații de Stan și Bran, cascadorii râsului, că care usteriștii urși în păduri. De altfel, el de la UG13 cu Dragnea, atunci îi spuneau că plătește Soros manifestanții și câinii din Piața Victoriei. E vocea disperării care se aude la PSD și la PNL. La Grindeanu e o problemă suplimentară. E acolo la Timiș, o să ia bătaie și la Timișoara candidatul lor al PSD-ului Nicolae Robu și la județ, unde îl pun pe domnul Freddy Simonis, vestitul interimar de la Camera Deputaților, unde o să candideze Alin Nica din partea Alianței Dreapta Unită. Și mă vreau să spun ceva, Ioana Constantin. Te rog. Să nu se lase oamenii păcăliți de candidații PNL. Un vot pentru PNL la aceste alegeri, un vot pentru PSD. Ei încearcă să mai păcălească prin anumite locuri, dar de fapt există un singur partid acum, de-aia e lista comasată și este Tudor, Securare și Bogdan pe toate panourile. Uite, dau un exemplu, e un domn Coteț care candidează de la PNL la Pitești. Păi ăsta este iepurele PSD acolo, au mai făcut odată această schemă unde candidează colegul meu Ionuț Moșteanu din partea Alianței Dreapta Unită și eu le spun piteștenilor care vor o alternativă la PSD și o sătura să le conducă PSD orașul, să-l voteze cu încredere pe Ionuț Moșteanu, să nu se mai lase pe călista acum 3 ani, când tot așa dădeau niște sondaje false și de fapt de câteva mii de voturi Ionuț Moșteanu n-a câștigat atunci. De data asta o să câștige candidați de ăștia tipul Coteț de la Pitești, tipurile PNL. PNL Arceș, Alina Gorghiu. Alina Gorghiu este stâlp în cadrul acestei coaliții unde sau nu mai e ce diferență. Deci votăm anti-PSD, luăm toate buletinele de vot, că e important ca oamenii să le arate nota de plată pentru guvernare. Sunt 5 buletine de vot. Noi am făcut Dreapta Unită și la locale, ca oamenii să ne găsească și acolo, deși am avut un timp extrem de strâns cu toate ordonantele de urgență al Ciolacu, care a mutat alegerile. Nu ne-am stat intimidat nici de blocajul de la BEC și mergem înainte știind că avem pe român de partea noastră. Da, Cătălin, legat de sondaje, pentru că este un joc al sondajelor și e un joc al candidaturilor, apropo de iepuri, cum spuneai și în alte locuri ale țării, la București. Avem această candidatură a lui Piedone, despre care inițial s-a discutat mult că s-ar putea să se retragă, însă pare foarte hotărât în candidatura sa, o campanie la periferia politicii și la nivelul limbajului, dar și la nivelul acțiunilor de campanie. Totuși, Nicușor în unele sondaje, Nicușor Dan apare ca favorit în altele. E o diferență foarte mare între Piedone și Nicușor Dan, Cârstoiu și alți candidați de la capitală. Cum vedeți lupta asta de la capitală? Pentru că ea e foarte importantă pentru votul național, dar mai ales pentru cursa către Cotroceni. Dă un anumit semnal votul de la București. Absolut. Și sunt convins, pentru că eu știu că Bucureștiul votează împotriva PSD și Bucureștiul votează dreapta în anii cheie electorali. Odată la 10 ani am avut 2004, 2014, 2024. E momentul ca toată țara să se ridice împotriva PSD-ismului și a coaliților lor. Există o singură variantă pe buletinul de vot la București pentru primar general, o variantă care ne duce înainte către un oraș modern. Acela este Nicușor Dan, un om care a asanat bugetul acestui oraș, care a tăiat accesul mafilor în primărie, i-a decuplat de la companiile, cu sprijinul USR, companiile municipale create de Gabriela Firea, care drenau bugetul public, a intrat în subteranele orașului să schimbe țevile, a cumpărat mijloace de transport, că știți, era discuția acum vreo 4 ani, spuneau mulți și aveau dreptate. Dom'le, eu mi-aș lăsa mașina acasă, dar să existe un transport în comun civilizat. E bine, 300 de mijloace de transport, noi autobuze, troleibuze, tramvaie, benzi unice, câștigi timp pe anumite relații, e bandă unică de autobuz de la Piața Presei Libere, la Parcul de Triunfuri și în alte zone ale orașului și va continua această politică de modernizare a orașului, să-l ducem către vest, nu unde vor unii cu candidați de ăștia tip iar Maroc,
ca piedone, sau modelul medic șpăgar, cum am mai văzut cu Sorin Oprescu. Nu mai avem timp de experimente. Nu ne mai trebuie nici Vanghele, nici Sorin Oprescu sau sosiile lor moderne din prezent. Mergem înainte cu un om care a făcut ceva în viața lui, cu mintea la el, matematician, organizat. În general, ideea este să mergem înainte cu oameni care au făcut ceva în business, care au făcut școală la vremea ei, care au ceva pe care să stea solid, nu cu ăștia cu bacalaureatul la 35 de ani ca Fiolacu. E cum spune Nicușor, e și despre principii votul ăsta. Pe finalul discuției, exact, Cătălin Drulă, că aminteai de taxe și de inflație, nu, taxa asta pe boală de 3 ori a umblat la ordonanță. Eu am mai zis, nici în triburile alea nedescoperite nu cred că se gândește cineva să ceară ceva suplimentar de la bolnave. S-a gândit guvernul ăsta. Și acum au inventat bolile obișnuite. Nenorocirea e că nici nu se poate ataca prin Parlament la CCR. Trebuie tot doamna Weber, dacă o vrea să atace, probabil, dacă nu, rămâne oricum taxa asta la boli obișnuite. Da, singurii bolnavi, dar în altă parte, sunt cei care gândesc așa ceva. Cum să pui taxă pe boală, transformând orice român în suspect de serviciu pentru că are o afecțiune și e nevoie să-și ia concedii medicale? Sunt unii care abuzează de concedii medicale, păi lucrează acolo, la cei care le dau, adică asta este stilul PSD-ului. Toată lumea e evazionistă, toată lumea, pentru că îi fură, văd același lucru și în jur. Pe toți românii îi văd drept potențiali infractori, pentru că ei știu numai despre asta, știu că e vorba. Nu așa se construiește o țară modernă. Iar faptul că o schimbă de 3 ori, nu știu, mă gândeam așa la săracul domnul Mihai Constantin, parcă îl cheamă, purtătorul de cuvânt al guvernului, că da, se ia o dată la 2 zile să explice ce cu de boală s-a mai băgat. Asta arată cât îi duce capul și cât sunt în stare la guvernare. Tocmai de asta avem nevoie de o guvernare de dreapta, de oameni care să gândească înainte niște măsuri și care să gândească în primul rând la cetățeni și la firme ca parteneri. Pentru că ei contribuie cu taxele și impozitele, nu unii de pare pe care să-i mulți de bani cum îi prins ca să alimentezi portbagajele de partid. Mulțumesc foarte mult pentru prezență, Cătălin Drulă, liderul USR, Dreapta Unită, a fost alături de noi. Mergem mai departe și vă promiteam că o să discutăm despre energie. Câți români locuiesc în case fără electricitate? Este o statistică a celor de la Energia Inteligentă. Peste 11.000 de români trăiesc în locuințe care nu sunt conectate la energie electrică, dintre care 4.500 sunt copii. În 5.500 de case. Ni se alătura Adi Negrescu, analist economic. Bună seara, Adi, mulțumesc că ești aici. Bună seara, bine v-am găsit. E o statistică sumbră. În principal, cele mai multe cazuri sunt în Covasna, Satu Mare și Suceava. Aici sunt locuințele care nu au acces la energie electrică, dar îngrijorător, 40% sunt copii. Da, și nu sunt numai ele. Gândiți-vă că la nivelul întregii țări avem peste 3 milioane de locuințe unde factura nu depășește 50 de lei pe lună. Adică oamenii aprind un bec și cam atât ca să poată să consume de 50 de lei. Asta înseamnă că suntem mai săraci din punct de vedere energetic decât pe vremea lui Ceaușescu, când eram forțați să stingem lumina pentru că așa era planul de partid și de stat. Ei, acum, din păcate, stingem lumina pentru că nu ne permitem să o plătim, cu toate că, știți care este paradoxul? În momentul de față, pe piața de energie s-a ajuns în situația paradoxală în care furnizorii de energie dau prețuri negative, adică plătesc pe cei care preiau energia doar să scape de ea. Noi în continuare menținem acele prețuri de plafonate la energie, care pentru companii sunt cele mai mari din Europa. Legat de această situație cu aceste cătune, aceste sate, da, neelectrificate, păi să ne răspundă autoritățile locale, parlamentarii, Ministerul Energiei, ce face cu acești oameni, pentru că suma nu este atât de mare pentru a rezolva această problemă. Vorba de vreo 30 de milioane de euro. Gândiți-vă că noi construim în momentul de față stadioane în România de 100-150 de milioane de euro, în care mai rar se adună 5.000 de oameni. În general sunt 2-3.000 de oameni care vin la meciuri. Ei, în loc să dăm, să cheltuim banii pe stadioane, mai bine ne-am ocupat într-adevăr de această situație care, din punctul meu de vedere, ține de civilizație, de minimul de subzistență, mai ales că sunt implicați și copii. Da, pentru că ni se vorbește foarte mult și în campania asta electorală despre Europa, despre fonduri europene, despre și uită-te la drumurile astea de le arată colegii mei în imagini
fără asfalt, copiii ăștia care săracii merg pe jos până la școală, n-au electricitate acasă, nu există ambulanțe în comunele României, nu există medici de familie, pentru că în rural nu mai există aproape deloc, un deficit enorm, dar e bine că îi aleargă guvernul, îi acuză că sunt hoți, că nu știu ce semnează ei pe acolo. Da, dar da, România s-a enclavizat economic și social foarte mult în ultimii ani. Gândiți-vă că mare parte din populație a migrat către orașe, iar la țară au rămas, din păcate, cei mai săraci dintre români, bătrânii și copiii, a căror educație e aproape de zero în momentul de față. Sunt niște oameni condamnați să trăiască într-o sărăcie lucie pentru că nu li se dă o șansă și autoritățile nu se ocupă de acest lucru. Uite, spune ministrul energiei Sebastian Burduja, ne-ar trebui undeva la 12 milioane de euro pentru a aduce energie electrică în aceste case. Înseamnă cam 25% din banii care se cheltuiesc în campania electorală din acest an. Deci banii lor, că știți că ei recuperează banii de la stat în campania electorală, da. Deci nu-i mult de fapt. Păi se ia din fondul ăla de energie, că au pus taxe pe producătorii și pe comercianții de energie, se ia din fondul ăla și s-a rezolvat această problemă. Mai cu seamă că Asociația Energie Inteligentă dezvoltă în momentul de față un program extrem de ambițios de a aduce practic panouri solare și a le oferi oamenilor energie electrică în cele mai îndepărtate cătune din România asta, în România profundă, România rurală, acolo unde civilizația n-a ajuns încă nici măcar în 2024. Oamenii trăiesc în evul mediu, din păcate. Da, în schimb, politicienii trăiesc în altă lume, schimbăm puțin registrul, ne uităm la prețuri, la inflație. Ministrul Fondurilor Europene, domnul Căciu, a zis că România au bani de mâncare, ratasem această declarație, am văzut dimineața că mi-a arătat Adi un articol. Inflația a scăzut ușor, Adi Negrescu, doar că prețurile la alimente au crescut 3-4%, la produsele nealimentare însă este nenorocirea și cred că e și un efect al plafonării, pentru că într-un fel sau altul au trebuit operatorii să-și recupereze profitul, peste 20% creșteri pe servicii, de asemenea pe medicamente 24%. Șefa FMI vorbește despre o scădere a inflației în perioada următoare, dar totuși întrebarea este ce nu reușesc oamenii să înțeleagă. Dacă cifrele sunt bune, cum ni te spune guvernul, de ce puterea de cumpărare e mică, prețurile sunt mari, sacoșa e goală când ies din magazin? Pentru că politicienii, atât domnul Căciu, cât și premierul Ciolacu, văd numai partea plină a paharului și care e o parte plină de statistici care te înșeală, pentru că inflația în general ne înșeală când vorbim inclusiv de produsul intern brut. Apropo că se lăudau zilele trecute că avem o creștere semnificativă a produsului intern brut. Da, e umflată de inflație, de creșterea asta de prețuri, pentru că produsul intern brut ce înseamnă? Suma tuturor tranzacțiilor de orice natură din economie. Asta înseamnă PIB-ul. Și cu cât sunt mai mari tranzacțiile, cu atât bineînțeles că PIB-ul crește. Legat de zona asta de inflație, păi noi chiar și la 6,6% cât a coborât inflația, o avem mai mult decât dublă față de celelalte țări civilizate. Media la nivel european este de 2,3% inflație în luna martie. Noi avem 6,6%. Oare ce fac oamenii aia bine și noi nu reușim să facem în așa fel încât să temperăm aceste creșteri de prețuri care ne afectează pe toți în egală măsură până la urmă? Ei, știți care e problema? Noi, și vă spuneam puțin mai devreme, noi menținem acele praguri de preț absolut ireale la energie și gaze care duc prețurile în continuare la niște niveluri foarte, foarte ridicate. Iar apropo de plafonări, păi mă uitam pe lista scumpirilor comunicată ieri de Institutul de Statistică. Cartofii, scumpire de 5,62%, pâinea 0,73%, laptele 0 și ceva la sută, cartofii 5,62% și carnea, apropo, scumpire de 6,7%. Pe ansamblu, marea majoritate a produselor de pe lista guvernului s-au scumpit în ultimile 6 luni, chiar și în ultimul an, față de când au introdus acest mecanism. Deci e o dovadă, încă o dovadă, dacă mai era nevoie, că această plafonare este doar o frecție la un picior de lemn, nimic altceva. Da, spuneau, amenințeau că mai plafonează la niște produse tradiționale de Paști, între timp au uitat. Eu tot așteptam să vină, să ne spună la Pască, la cozonac, iarăși. Păi cred că nu prea mai au ce, că nu o să mai cumpere românii. Eu cred că Paștele ăsta va fi o sărbătoare fără miel. E prima sărbătoare de după Revoluție fără miel pe masă, pentru că cine își mai permite să cumpere carne de miel în România lui 2024? Va fi un Paște la 100 de grame, un Paște în care vom cumpăra inclusiv cozonacul, probabil la felie, și spuneai tu foarte bine că au apărut aceste oferte cu felia de cozonac în magazine. Incredibil. Da, am văzut asta și ziceam când vorbeam, pregăteam emisiunea și îmi spuneai că, domne, că va fi primul Paști fără miel. Am zis, da, și primul Paști în care va fi cozonacul la felie cumpărat din magazin, ca și că nu era destul că bătrânii își cumpără medicamente la bucată. Ni se alătură Ștefan Muscă, fermierul Ștefan Muscă. Bună ziua! Vă mulțumesc foarte mult!
Domnule Musca, așa e, o să fie primul Paște fără produse tradiționale, pentru că sunt scumpe, dar producătorii, din păcate, nu le vând la prețurile la care noi le găsim, că ei săraci le vând la prețuri mici, dar până ajung la noi pe raft, nu știu ce li se întâmplă. Categoric, da, va fi un Paște și un an foarte greu pentru poporul român, pentru că acești oameni n-au mai guvernat în ultima perioadă, s-au ocupat numai de propriile lor afaceri, de buzunarul propriu, de gândirea că trebuie să pună mâna pe putere iar încă 4 ani, nu interesează. Sunt o groază de mei care vor rămâne, care nu vor fi vânduți, pentru că nu există nici piață de desfacere și dacă nu e piață, degeaba se vorbește de prețurile astea. O să vă demonstrez imediat după Paște câți mei va rămâne la fermieri, pentru că nu există deocamdată piață de desfacere. Nu poate să acopere piața din Arabia să vină să ia toți miei din România, pentru că sunt foarte mulți miei. Durerea mea este că acești oameni care tot ne spun că plafonează, fac drec, nu plafonează nimic și ei vin mereu cu trâmbița. În momentul când ai trâmbițat înainte, acele supermarket urmărește cu o zi, două, trei înainte prețul și pe urmă poate să vină să zică plafonăm cu 15%, cu 20%. El deja cu 2-3 zile mai înainte mărise prețul. Nu e nimic benefic pentru poporul român. Poporul român la ora asta traversează momente grele din viață. Poate ne vom deștepta în 2024 să punem niște oameni capabili să lucreze pentru bunăstarea poporului român. Avem bătrânii care sunt vai de viața lor, care au construit țara asta în zac de foame în casă, nu mai aprinde lumina, e vai de viața lor. Avem sute de mii de copii care sunt vitregiți, nu sunt părinții lângă ei, că au fost obligați să părăsească țara, să plece în străinătate. Avem peste 250.000 de copii care se culcă frământ pe fiecare seară. Nu interesează pe nimeni nimic. Iese fiecare și spune, am făcut, am trecut. Ce ați făcut, oameni buni? Dacă noi venim cu 80% carne de porc, dacă venim cu 75% produse lactate din afară, dacă acum v-ați spus și pe carnea de pasăre, bacă e boptită, bacă e de la cereale, bacă e nu știu ce, adică se distruge și se va distruge și singurul sector care funcționează, sectorul de oi, pentru că anul ăsta nu va reuși să-și vândă oamenii mari. De ce? De ce, domnule Muscă? De ce nu ajung pe rafturi, în piețe sau unde, în târguri? De ce nu ajunge mielul românesc la prețurile decente pe care noi înțelegem că le practică producătorul? Nu ne asigură, stimată doamnă piață, nu ne asigură. Nu ne asigură. Țipăm de câțiva ani de zile să le dea voie să facă niște puncte de sacrificare, niște puncte simple. Pentru că s-a vândut mielul în București de ani de zile și n-a murit nimeni. Venea cu la marginea orașului, instalau acolo târle, venea cu miei, tăia și vindea la bucureștieni. N-am auzit un bucureștean, domne, am murit sau m-am intoxicat că am luat mielul de acolo. Le-am cerut pentru că n-avem supermarketul, n-avem magazine românești. Oamenii ăștia nu vor face nimic dacă nu-i vor schimba în temelii. Dacă nu le vom da o lecție în 2024, vreau să fie un an care să fie scris în istorie. Să schimbăm totul de la la Z, să venim cu niște oameni. Mie să fie un fiasco alegerile astea, dar asta e altă discuție. Domnule Muscă, haide să vă întreb și de legume și fructe, pentru că tot discutăm de pesticidele astea. Și domnule, acum aflăm că verdețurile au mult peste limita de pesticide, că s-a dus și autoritatea fitosanitară peste ei și a verificat, dar sunt anumite verdețuri și vorbim aici de mărar, de pătrunjel, de ceapă verde. Doamne, de unde produsele astea din import, ale noastre? De ce au nivelurile astea de pesticide? Eu cred că la noi în România, nu știu dacă se practică, pentru că ceea ce mi-a dat dumneavoastră acum câteva de numit, da. Nu știu dacă ele necesită pesticide. Astea sunt niște plante care cresc fără pesticide, pentru că se seamănă pe cantități mici, nu se seamănă pe cantități industriale și nu cred că are nevoie să le dăm cu pesticide. Mai degrabă, cele care vin în afară, le dau ei tropelele astea, pentru că trebuie să reziste perioadă mai lungă, să nu se ofilească, să nu se distrugă. Și atunci ei le dă cu peste norma agreată de Comunitatea Europeană. Dar știți bine că în Olanda pesticidele sunt aprobate 8 kg pe hectar, da. În Franța 3 kg, noi avem de 650 de grame. Nu știu care sunt mai afectate, astea ale noastre sau cele ce vin din afară. Mărar, spanac, ceapă verde, pătrunjel, astea sunt verdețurile care au reziduri de pesticide cu valori mai mari decât limita maximă admisă în urma controalelor efectuate de Autoritatea Națională Fitosanitară, Adrian Negrescu. Mi s-au mai spus și de fructe și alte legume până acum, dar în special verdețurile. Suntem și în post, sunt și prețuri foarte mari și aflăm că sunt și deosebit de toxice. Chiar vorbeam la un moment dat cu medicul Țincu și ne spunea că sunt foarte periculoase. De asta se
ajunge și la cancere și la alte afecțiuni. Trebuie să ne spună ANSBS-ul care este proveniența acestor mărfuri, că doar să ne spună că produsele respective au niște pesticide nu ne încântă cu nimic. Vrem să știm de unde vin produsele astea și domnul Musca avea dreptate. E probabil să vină din import cele mai multe, pentru că într-adevăr sunt niște provocări legate de transport, de depozitare. Trebuie să le menții cât de cât verzi, da? Că sunt produse perisabile și probabil au mai multe pesticide decât cele românești. Din această perspectivă trebuie controlate mai bine importurile și acolo într-adevăr e o problemă. Sunt primele produse agroalimentare care vin cu cantității care depășesc din punctul meu de vedere și din punctul de vedere al autorităților statisticile și normativele în vigoare. E pur și simplu doar un fel de raport prezentat public ca să ne sperie să nu mai cumpărăm nici asta din magazine. Dacă ne spuneau nu cumpărați de pildă pătrunjel din Olanda sau nu cumpărați roșii din Ungaria pentru că nu știu ce, măcar ne uitam la raft și alegeam în funcție inclusiv de țara de proveniență. Așa, neprecizând de unde vine marfa, pare că și cele românești sunt afectate de aceste, nici nu știu cum să le spun, mânăreli, niște măsuri care încearcă să le producă și să le facă mai vandabile, da? Și mai ușor de produs. Da, foarte scurt, domnule Muscă, și totuși nouă ni se spune că, domne, verdețurile din piață, dar unde să ne ducem, de unde să cumpărăm? Că noi în piață căutăm producătorul, de ce nu verifică ei la vamă când vin produsele astea, vorba luat din Negrescu? Domnule, spune-ne de unde vin, că știm, roșiile sunt din Turcia în general, mai sunt astea din Olanda și alte state europene unde limita de pesticide e alta, state non-UE, de unde nu verifică nimeni. Scumpă doamnă, dar eu am tot țipat și am spus în Parlament, am spus în Guvern, le-am spus în Ministerul Agriculturii. Noi cerem ca reprezentanții asociațiilor profesionale din România să fie verificate toate produsele care intră și din țările non-UE și din țările UE și să bage taxe vamale pe toate produsele non-UE. N-am nicio reținere dacă le bag o taxă vamală. N-am nicio obligație. E țară non-UE, ne trebuie taxe vamale și atunci vine la niște prețuri în care ne permitem și noi să ne apropiem cu prețul nostru de al lor și atunci nu mai este această concurență neloială. Dar mai e o problemă, domnule Muscă, vin la vamă și pun tricolorul pe ele și zic că sunt made în România și gata, nu? Și ele sunt în Turcia, ca să mă exprim păi așa ca ei. Păi oameni competenți doar acolo care să reușească să punem oameni care are buzunarul deja prins să nu se fă cu buzunarul gol. I-ați văzut că se băgau la produse contrafăcute, parfumuri și altele, iau nenorocii pe ea și pe chinești și pe turci. Mulțumesc mult, Ștefan Musca, Adi Negrescu, mulțumesc. Scurtă pauză, ne întoarcem. DNA-ul se bagă din nou în dosarul Chereche și revenim. DNA s-ar pregăti să facă apel în dosarul socrilor lui Cătălin Chereche și acolo unde avem o condamnare la 3 ani cu suspendare în cazul ambilor socri al lui Cătălin Chereche și în dosarul care vizează mita pe care au încercat să o dea judecătoarei din dosarul lui Chereche și mai țineți minte celebrul platou cu prăjituri bine asezonat cu niște șpagă. Alături de noi avocatul Florin Constantin Durgheu. Bună seara, mulțumesc foarte mult! Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Înțelegem că DNA ar solicita o pedeapsă cu executare, sigur individualizată pentru cei doi, în funcție de aportul la acel platou cu prăjituri. Întotdeauna când un inculpat obține o sentință favorabilă la instanța de fond, DNA-ul, înseamnă, structura de parchet formulează apel în mod obișnuit. Chiar dacă ia o pedeapsă cu executare într-un cuantum apreciat insuficient de către structura de parchet, această structură face apel astfel încât să încerce să obțină cât mai mult, de cele mai multe ori, maximum pedepsei. În această situație, cu atât mai mult era de așteptat sau este de așteptat ca Direcția Națională Anticorupție să formuleze apel, cu cât, pe bună dreptate, această soluție de 3 ani cu suspendare poate fi catalogată ca fiind extraordinar de blândă raportat la emoția provocată în jurul dosarului, la controversele lansate în jurul dosarului și inclusiv la palma pe obrazul justiției române. Pentru că este o palmă, deoarece ceea ce s-a întâmplat va avea multe, multe reverberații și aceste reverberații sub nicio formă nu se vor încheia cu acest dosar.
Am văzut, sigur, în presă date despre discuțiile pe care le aveau socrii între ei și la un moment dat spuneau că au încercat la alte persoane din jurul judecătoarei și acolo n-au reușit, era vorba de alte rude și într-un final au mers la mamă. Deci lucrurile la mama judecătoarei, cumva din acele discuții reiese foarte clar fapta pe care doreau să o săvârșească. Reiese perseverența și faptul că acești socri al lui Cherecheș doreau cu tot din adinsul și făceau tot ce le stătea în putință, nu se lăsau bătuți. Pur și simplu vreau cu orice preț să-și ajute generele. Până la un punct de înțeles. Omenește este de înțeles. Oricine dorește să-și ajute copilul sau generele, de acord, dar în limite legale. Aici vorbim de limite care au depășit cu mult granița legii. Este clar că au intrat în coliziune cu legea penală și nu doar că au intrat în coliziune cu legea penală săvârșind o infracțiune, dar afrontul adus justiției și discuțiile generate pe marginea acestui dosar sunt foarte, foarte mari și spuneam inclusiv la intervenția de ieri, da, de la dumneavoastră din emisiune, faptul că această mișcare este aptă să genereze foarte multe consecințe de acum încolo. Mulțumesc foarte mult. Florin Constantin Durgheu a fost alături de noi. Scurtă pauză, ne întoarcem pentru finalul de oră. Procurorii și poliția au descins la spitalul de urgență Sfântul Pantelimon, acolo unde sunt cel puțin 19 decese suspecte. Sunt 4 anchete în desfășurare, 3 asistente au fost deja audiate de procurori. Se vorbește despre micșorarea unor doze ale unui medicament care ar fi cauzat aceste decesuri în doar câteva zile. Vom vedea și rezultatele raportului. Ministrul Rafila a anunțat că la mijlocul săptămânii următoare vom avea datele oficiale. Cu această informație închidem politica zilei astăzi. Sunt Ioana Constantin și vă mulțumesc foarte mult că ne-ați urmărit. De la Fix începe Bună România. Vă așteaptă imediat colegul meu, Radu. Ne revedem luni. Să aveți o seară liniștită. Aveți grijă de dumneavoastră.